Nu vă supărați, nu înțeleg aici la... Nu înțeleg la... Haide, domne, haide, bă, e foarte simplu, deja îmi pierd răbdarea cu matale. Deci la 1900 brut, contribuție asigurări sociale 25%, 475 de lei, asigurări sociale de sănătate CSS, deci 10% 190 de lei, deducere personală 510 lei, salariu net în euro 249,28. Ai înțeles, domne, ai înțeles? Ce mecla ai, zici că ți-au sunat mascații la ușă la 5 dimineața. Hai, Valea, spală-te pe față și mai vii odată. Haide, tăticule, du-te, du-te. Următorul, haideți că statul nu stă, statul se mișcă în continuu, mă. Statul se mișcă precum Simonica Halep. Ce fată, am văzut-o dimineață. Pac, pac, dreapta, reverb. Hai, următorul, mișcare. Un stat flexibil, domne, ia uite, Cassius Clay, Mayweather, moșul droftei al meu. Da, așa, băiete, ia zi, ce ai și tu de plătit ceva la stat? Că par mai mult așa, după mocarină, șomer. Bă, să nu minți statul, doar statul are dreptul să te mintă pe tine, da? Hai, bă, omule, că glumesc, mai glumim și noi, mai... Vreau să depun și eu declarația 600, vă rog. Ia, auzi, bine, dragă, o depui, dar ce ai fața asta de zici că tocmai lansezi o navă în spațiu? Vreau să depun declarația 600, vă rog. Ce să spun? Hai să vedem, dă-mi coace. Declarația 600, ia uite. Așa. Dom'le, te țineam de prost, dar vă că te-ai descurcat, serio? Să completezi un formular de la stat nu e chiar așa la îndemâna oricui. Nu, că nu-ți trebuie să fii foarte inteligent, că e total lipsit de logică. Ai avut noroc? Ai avut bulan, cocoșel? Ca aia care joacă 35 de meciuri pe un bilă la pariuri și odată la 10 ani le iese și lor. Da, le iese treaba. Mai bine jucai la loto, pe bune. Ia, stai puțin, s-a... Da, e gata. S-a modificat. Deci e acum un monitor oficial, declarația 600, formularul 600, a picat. Gata, domnule, s-a dus. Deci adio, pa. Ia-l de aici, să trăiești, să fii sănătos. Mișcare, domne, mișcare, statul nu stă, statul se mișcă. Ce-mi place, bă, un stat așa suplu, agil, mereu pe fază, în joc de glezne, întotdeauna pregătit. Da, domnul contribuabil, ce văd eu aici, că s-a împărțit. Deci declarația 600, acum trebuie să depuneți două alte declarații. Declarația 300 și declarația 300. Cum, domne, două declarații 300? Da, bă, da! Păi gândește și tu, nu te duce mintea. În loc de o declarație 600, două de 300, bă. Smart, tati, smart, frumos, deștept, atât de suplu, agil, dinamic. Ne mișcăm, domne, ne mișcăm! Hai, da! Și sunt două declarații la fel? Auzi, mă, ia. Mă, ce pui tu atâtea întrebări, a? Ce mă tot iscodești așa? Uite-te în ochii mei. Bă, tu ești de la statul paralel, mă? Zi, mă, ești de la servicii? De la Binom? De la Codruța, mă? Ești cu ăștia, mă? Domne, eu nu știu de astea. Bă, stai acolo, că mi-l logurit dică-te, bă, bă. Bă, românul-i mândru, bă. Treceți batalioane române, Carpații la formulare. Așa, fugi, dai drumul, s-a scos declarația 600, completează declarația 300 de dori. Stai, cu metre, stai că s-a dat iar, s-a schimbat iar. E declarația 900, acum a apărut un monitor oficial. Este gata. Deci s-a publicat. Bravo, mă, băieți. Așa, bă, așa e statul, bă. Nu stă, bă, se mișcă, e suplu, e agil. Merge la sală, merge, deci. Domnul contribuabil, aveți declarația 900. Una de 600, una de 300. Da? Aia de 600 e ca aia pe care mi-ați rupt-o? Eu ți-am rupt-o, mă. Da, măi, eu ți-am rupt-o pentru că am vrut să te ajut. Dacă o depuneai atunci, până acum erai acasă, da? Se schimba legea, ce făceai? Bă, mulțumește-mi, bă, mulțumește-mi. Vă mulțumesc. E așa, ce te gândeai tu? Ia, bă, că-i fac eu lui ăsta referat, bă, să vezi că-l dă afară. Sau, vă iei să-mi faci dosar, mă?
Să vină DNA-ul, mă? Mă, și vedeai în pușcărie. Ce te-ai mai fi bucurat? Ce te-ai mai fi lăudat la colegii tăi manifestanții în piață că m-ai băgat la pușcărie? Era erou pe Facebook, hă? Domne, vă rog eu frumos, eu doar vreau să depun ce trebuie să depun. Așa, asta e, băi, atitudinea corectă. Vreau să depun ce trebuie depus. Nu depui tu, bă, ce vrei, ce vrea gagica ta sau prietenul tău sau ce vreți voi, bă, în bula voastră de pe internet, că mă enervezi acum. Depui ce trebuie. Statul zice ce trebuie, nu tu. Ce să știi, bă, tu? De unde să știi, bă, tu ceva? Ai terminat tu facultatea de declarații, domnule? Nu, dar nici nu există facultate nu de declarații. Da, acum suntem buni, l-au dat din clonță, suntem buni să comentăm, bă, v-am văzut eu pe voi. Ironici, aroganți, cu pancarte, de alea cu... Eu n-am vrut, domnule. Da, n-ai vrut, tu ai vrut doar să mă faci pe mine, nu să... Ia, dă-mă actele alea, dă-mă actele alea încoace. Ia să vedem, domnul contribuabil, cine sunteți dumneavoastră? Alexandru Marian. Avem și noi pe unul la partid, la sectorul 2, șef de filială. Un super băiat, nu l-am cunoscut încă, ci că e bun de tot, mare speranța a partidului. E un tânăr, un Alexandru Marian, care stă în sectorul 2 de la București. Domnul, dumneavoastră sunteți domnul Alexandru Marian de la noi, de la sectorul 2, de la... Domne, ce stați, domne, jos acolo, ne? Voiam să vă zic, nu trebuie să completați nimic, dumneavoastră, nu. Nu trebuie să completați nimic, statul se mișcă, statul e flexibil, statul completează el. Gata, ați rezolvat practic tot, nu e, acum nu mai e ce. S-am vrut și noi să mai stăm de vorbă, nu ne mai formalizăm, domne, așa, domne, să trăiți, poftiți și actele, să fiți sănătoși. La revedere. Numai bine, respect, la salutări, revedere. Salutări și doamnei, să fie bine la toată lumea, la... Aolo, ai fost aproape, Nelule, ai fost aproape să rămâi pe drumuri, da. Opa. Ia uite tu. Gat, s-a scos declarația 900, avem declarația 0. S-a publicat în Monitorul Oficial, nu completezi nimic în ea, dar trebuie să o depui personal, doar așa să pui omul pe drumuri. Se mișcă, tati, ce-mi place, se mișcă statul ăsta al nostru, se mișcă și oamenii, mișcarea face bine, nu? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ați observat că pe nimeni nu mai interesează cum va arăta guvernul? De ce se întâmplă asta? Simplu, pentru că știm cu toții un singur lucru. În guvernul tanti Viorica va conta doar ce zice și ce face Liviu Dragnea. Iar de data asta chiar pare imposibil ca Viorica premierica să îi se opună cu ceva, să ridice vocea sau măcar să clipească ofensator la adresa lui Livache. Cam despre asta este vorba. Ionuț Mișa va pleca cel mai probabil din fruntea finanțelor, iar favorit să-l înlocuiască este Eugen Teodorovici. Ministerul Educației va avea cel mai probabil un nou șef, iar cel mai vehiculat nume este ale Caterinei Andronescu. Sunt mari semne de întrebare la Ministerul Transporturilor, unde probabil Felix Stroie își va încheia mandatul. Dacă se va întâmpla așa, s-ar putea întoarce Răzvan Cuc. Nu e clar ce se va întâmpla la Sănătate, unde Rodica Nasare dată de unele surse ca posibil înlocuitor al lui Florian Bodog. Și să zicem că e cineva care nu place, care e incapabil, care e vai mama lui. Ok, și ce-i cu asta? Vă referiți la Liviu Pop? Da, domne, vom avea 1, 2, 10 miniștri care habar n-au pe ce lume trăiesc. Și ce? Din moment ce unul ca Pop a fost menținut în funcție, din moment ce unul ca Bodog a fost păstrat în funcție, ce mai contează? Suntem nemulțumiți, frustrați, jigniți de unele numiri, umiliți. Ok, și ține cineva cont? A ținut cineva vreodată cont? A interesat altceva decât să fie în fruntea acestor ministere oameni dintr-o anumită gașcă? Oameni care să răspundă la comenzi ce n-au de multe ori nicio legătură cu interesul cetățenilor? Răspuns final, nu. Cred, fac o estimare, sper să nu greșesc, cam o treime din guvern se va împrospăta. Mi-aș dori să fie la fel mai multe doamne, așa cum s-a întâmplat în celelalte guverne. Rămâne domnul Daia singurul bărbat în guvern. Oricum, el e mai mult plecat, pe câmp, pe la stână. Să luați mițoasa, domnul Daia, că s-a stricat vremea, dă de sus. Fiind mereu în țeava puștii, pentru că așa înseamnă un ministru al agriculturii și de
fiind toate acolo, eu mai spuneam, în respect așa față de presă, spuneam că tot ce se mișcă în țară, în afară de om, în agricultură. De la râmă la vacă, de la insecta nu știu care la porc, așa că sunt într-o situație privilegiată că pot să dau dreptate tuturor și să mă văd vinovat pentru orice lucru. Oricum am stabilit asta. Cine se atinge de Nea Petrică Daia are de a face direct cu mine, da? Nenea Daia, dacă vă supără cineva, veniți la noi, domne. Aveți spatele asigurat, vă spun, ieșim în stradă, facem iureș. Băi, nu ne luați nouă frumusețe de personaj din emisiune, da? Structura guvernamentală rămâne aceeași, este una eficientă. O, da, asta o știm. Guvernul e eficient, cel mai eficient, cea mai mare creștere economică. Totul e perfect. De-aia ați și schimbat doi prim-ministri până acum, nu? Și am avut din nou protest, mare protest în București și altele mai mici în țară. Pe frig, pe ploaie și ninsoare, oamenii au ieșit din nou în stradă. Se bucură lumea pentru instalarea dumneavoastră în funcția de prim-ministru, tanti Viorica. Da. Sunt multe, multe discuții legate de ce înseamnă de fapt aceste proteste. Trec peste conspiraționisme, soroșisme și ce mai vreți. Zic să ne păstrăm creierii la noi. Să interpretăm aceste proteste în orizontul mai mare al disperării unei părți din ce în ce mai mari a societății românești. Da, din ce în ce mai mulți oameni nu mai pot fi păcăliți, nu se mai lasă jucați în picioare. Și asta e bine. E vorba de acea parte a societății care crede sincer că anticorupția este punctul nodal din care se pot rezolva toate celelalte probleme ale României de astăzi. Ei bine, chiar dacă anticorupția nu este cea mai importantă condiție pentru o democrație funcțională, este una dintre condițiile necesare pentru un stat de drept, pentru o societate liberă, pentru o democrație funcțională. Aici nu încape discuție, aici nu e nimic de negociat. Dar, cred că este esențial ca aceste proteste să-și formuleze cât mai repede niște predicate concrete. Și o să vă spun de ce cred asta. Anticorupție, ciuma roșie, nu mai furați! Ne putem întreba, spre ce conduc acestea toate? Ele sunt perfect legitime în această cheie a disperării, în această cheie a unei românii ce pare lipsită de orizont. Dar spre ce pot conduce astfel de predicate, nu neapărat vagi, cât generale? Adică ce ar trebui să facă guvernarea în acest moment? Ok, de acord. Protestele pot funcționa ca o stare de veghe asupra legilor justiției. Băi, fiți atenți. Suntem aici, vom fi aici. Nu vă apropiați de anumite lucruri. Da, perfect. E nevoie de asta. PSD a arătat că e dispus să facă multe lucruri cât timp e liniște. A arătat că doar scandalul continuu îi reține pe Dragnea și compania de la abuzuri de putere. Însă, cred că protestele ar putea să fie mult mai inclusive. Adică sunt lucruri care ard. Vreți exemple? Uite, cum sunt aceste tâmpenii din codul fiscal, de la transferul contribuțiilor și declarația 600 până la scutirea de impozite a dezvoltatorilor imobiliari care au construit pe persoană fizică. Da, e o mare, mare problemă aici. În timp ce românii plătesc impozite pe venit de 16%, la care se adaugă contribuții sociale de pensie și sănătate importante pe salariile lor, investitorii imobiliari deghizați în persoane fizice vor beneficia printr-o lege recentă, inițiată de PNL și aprobată de majoritatea parlamentară, de scutiri importante la plata contribuțiilor și TVA, pe motiv că au fost nedreptățiți.
Iată ceva scandalos. O lege inițiată de PNL în frunte cu doamna Raluca Turcan, o lege care, mare, mare atenție, a fost votată de toate partidele. Toate! Da, da! Pentru că atunci când e vorba de interesele celor care le pompează bani, ăștia nu se uită, votează în grup, în haită. Iar președintele nostru a semnat legea fără să zică nici pâs. A? Ce părere aveți? Cred că am putea să le aruncăm și de-astea în față, deoarece astfel de legi aparțin corupției, fraților. Pentru că, iar asta nu trebuie să uităm, există mult, mult jaf care se face în țara asta cu legea în mână. Da, legal, ca la carte. Trebuie doar să ai niște parlamentari care să te servească. Iar cei cu bani se pare că găsesc mereu acești parlamentari la care să apeleze. Mă, și nouă, nouă alegătorilor, nu ne iese treaba asta. Am auzit și noi suntem români. Mai nimerit era: noi suntem români, noi suntem fraieriți pe veci de alți și alți stăpâni. Stăpâni pe care îi votăm sau le votăm reprezentanții. Protestele cu Roșia Montana au avut un predicat simplu, puternic, concret: nu exploatați, atât. Și protestatarii au câștigat. Noi toți am câștigat atunci. Guvernul a dat înapoi, Gold Corporation a dat înapoi, deși a plătit ani întregi bani grei ca să-și facă lobby în presă și printre politicieni. Cred că actualele proteste trebuie să-și regăsească predicate puternice și în același timp concrete. Altfel ce se cere? Nu mai furați? Oh, da! Și vor da ăștia o lege prin care se jură că nu fură, sau ce? Și cred că ar fi bine ca acești politicieni de la PNL și de la USR, când ies la proteste, să-și aducă aminte că votează scutiri de taxe pentru șmecheri sau taxe mai mici pentru mașinile puternice. Uite, o lege propusă de USR. Altfel e doar ipocrizie din partea lor. Sau poate că e vorba și de altceva. Eu cred că nu putem construi bunăstare în România fără să avem un soclu solid de onestitate, de profesionalism și de cinste. Și din păcate nu asta văd. Da, poate că aceste proteste se vor transforma într-o mișcare politică. Foarte bine! Poate că aceste proteste urmează să conducă la o nouă coagulare a dreptei. Eterna coagulare a dreptei. Vom vedea. Cert este că în timp ce ridicăm flamura anticorupției, în Parlament, cu concursul tuturor partidelor, trec legi care fac viața mai grea celor mulți, celor care câștigă mai puțin, și mai ușoară celor care deja o duc bine. Să ne gândim la treaba asta mai mult, zic eu, pentru că apoi apar tot felul de băieți de dreapta care urlă la oameni că sunt leneși, spunându-le că de-aia sunt săraci. Am scris și azi pe pătraru.ro despre asta, a zis-o un nene mult mai inteligent și mai școlit decât mine. Oamenii, dragii mei, nu sunt săraci pentru că sunt leneși. Sunt leneși pentru că sunt săraci. Ah, legat de manifestațiile de sâmbătă seara. Bă, deci sâmbătă, ploaie, zloată, băieți, fete, bunici, copii, cățeluși, toată lumea. Sper că domnul Soros v-a dat spor ca lumea de weekend, de fric, de tot ce trebuie. Mamă, ce bucurie o fi fost la PSD când au văzut prognoza băieții: ploaie, lapoviță, ninsoare. Ia să vezi, băi, o să fie vreo 200 de inși. Mergem să le dăm cât un ceai la mișto. Și când colo, a fost ceva popor. Niște zeci de mii de oameni toți s-au perindat pe străzi prin toată țara. Iar, domne, iar au băgat lanternele. Am înțeles că niște pensionari de pe planeta Marte au trimis un fax la PSD, la Codrin Ștefănescu, și l-au rugat să dea luminile mai încet, că deranjează tot universul. Au crezut că e celebrul meeting PSD, de-aia ăla promis de Codrin. Nu mai spun de reacțiile de aici, de pe Terra, ci că se uită străinii la noi ca la niște
Nici nu vreau să spun, domne, ca la niște ce? Doamna Andronescu, sărumâna, spuneți dumneavoastră, doamnă, abia aștept să preluați mandatul la educație ca să-i scoateți la tablă pe ăștia care au ieșit să protesteze. Dacă aceste demonstrații acreditează ideea că în România este instabilitate, că România este o țară neguvernabilă, toată lumea pierde, nimeni nu are nimic de câștigat. Și cred că niciun român, și am auzit cântând frumos, noi suntem români, niciun român nu se poate bucura de imagine nefericită care pleacă din țară spre în afară. Niște neguvernabili, doamnă, niște instabili, ce să mai... Ci că tocmai erau câteva milioane de nemți și de suedezi care își făcuseră bagajele să vină la noi, da, să se mute în România. Acum când au văzut aceste demonstrații, nu, s-au răzgândit, s-au dus înapoi. Nasol pe la ei, dar tot mai bine decât aici. Nu-i așa, doamna Cati? Ăștia din stradă, niște oameni care au ieșit să-și spună și ei un punct de vedere, ăștia acreditează ideea că am fi instabili? Dar despre faptul că trântiți cât un guvern la 6 luni, ce spuneți? Mărunțișuri, nu? Nu se compară astea cu golanii care fluieră pe străzi și-ți bagă lanterna aia în ochi, domne, să nu mai vezi, să nu mai... Doamna Andronescu, sărumâna, uitați ce vă propun. Ia verificați, tare mie că Tudose și Grindeanu au fost și ei pe afară sâmbătă seara. Da, hai Grindeanu ăla poate mai discret, mai că de acum știe lumea ce s-a ales de dizidența lui, înnecată într-un fotoliu din piele pe la Ancom. Piele de om, nu așa. Dar Tudose, piele lungă, ăla de la Brăila, nu m-ar mira să fi fost în prima linie. Bă, dacă nu te potolești, ce facem? Dicționarul, exact ăsta. Bă, nu mă potolesc. Iar dacă tot am vorbit despre reacții din Europa, ce să vezi? Hop și Maria Grappini, doamna europarlamentar. Știți ce a zis Maria Grappini? Mă rog, a scris, n-a zis și, ca de obicei, a scris cu picioarele. Dar ce zic eu cu picioarele? Cu picioarele mesei? De-aia nici nu vă mai arăt. Nu, vă transmit direct. Doamna Grappini insistă la rândul ei să încetăm odată cu instabilitatea. Zice că ne facem de râs la europeni cu instabilitatea asta. Interesant e că Grappini dă vina și pe guvern pentru imaginea proastă, nu doar pe oamenii care nu respectă instituțiile democratice și cărora nu le plac conducătorii aleși temporar. E, cum să nu ne placă, doamnă? Ne plac! La fel de mult cum ne plac și ei pe noi. Tanti Viorica, sărumâna, serios, acum parcă vă știm de o viață, doamnă. Asta poate și pentru că oamenii de casa ai lui Dragnea seamănă foarte mult între ei. E de râs aproape cum toți cei din PSD ne zic: domne, ce aveți, domne? E un om foarte bun, doamna Viorica, e de treabă, e cum se cade. Da, frate, știu, o fi, dar nu e ok când spune Dragnea de cineva că e în regulă. S-a demonstrat de prea multe ori că o chestie care e ok pentru Neli Vache nu e deloc ok și pentru noi, populimea. O cunosc pe doamna Viorica Dăncilă de aproape 7 ani, de când am intrat în Partidul Social Democrat. Întotdeauna am considerat-o o persoană extrem de echilibrată, decentă, non-conflictuală, solidară, dornică să vină în sprijinul colegilor, sinceră. Va avea rezultate extraordinare, va face o figură extrem de plăcută, va reprezenta România cu cinste și la întâlnirile internaționale. Și doamna Dăncilă este o persoană extrem de religioasă și mă bucur că în fruntea Guvernului României avem un om credincios. Ce vorbești? Ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. E religioasă, tanti Viorica. Este un fin diplomat. E echilibrată, decentă, adică nu, solidară, sinceră, non-conflictuală. Mamă, păi unde mai găsești, domne, așa ceva? Pregătiți-i un contract pe 5 ani. Un astfel de om nu trebuie pierdut. Cu forța vă ținem la guvern, tanti Viorica. Păi de mine, cum se cade. Așa zicea domnul Dragnea săptămâna trecută. Păi de când n-am mai întâlnit un om cum se cade în țara asta? Și doamna Firea e bună, dar tanti Viorica, ce să mai... Nu e așa, domnul Dragnea? Că e bună și doamna Firea? Gabi Firea e bună în multe poziții.
Vă mulțumim, domnul Dragnea, e mai mult decât am vrut să știm. Auziți, doamna Firea, ce părere bună are domnul Dragnea despre dumneavoastră, Nea Pandele știe. Revenind la tanti Viorica, n-ar putea fi adusă și la echipa națională de fotbal? Păi cu un asemenea om ne calificăm sigur la turneele finale. Din ce ziceți, e mai religioasă ca tata Puiu. E, și după ce auzi atâtea lucruri frumoase despre doamna Viorica Vasilica, pe bune te miri că un om atât de bun și competent s-a născut pe aceste meleaguri. E, și apoi o auzi pe tanti Viorica. Noi nu ne raportăm la oameni, ne raportăm la un program de guvernare. Da, noi nu ne raportăm la oameni, ne raportăm la un program de guvernare. Mi se pare foarte corect, doamnă. Păi ce facem acum, domne? Stăm să vedem așa ce vrea fiecare? Să ne uităm în gura oricărui sărac din țara asta? Nu, nenică. Ai un program bun, prost, nici nu contează. Te ții acolo de el. E normal, te ții de el cât s-o putea. Că nimeni nu-ți cere să faci minuni. Tanti Viorica, atât vă rugăm, urmați-vă programul, lăsați oamenii, că oamenii sunt schimbători, tanti Viorica. A, spun una, mâine zic alta, ne-am luat destul după oameni și uitați unde am ajuns. Până acum credeam că e vorba de noi, ca popor, că suntem noi mai repeziți și nu avem răbdare. Credeam că de-aia ni se pare Iohannis atât de lent. De fapt, nu. Președintele nostru e la fel de plictisitor și pentru mașini. Săptămâna trecută, în timp ce anunța că o numește pe Viorica Dăncilă, Iohannis a făcut o pauză între cuvinte atât de mare, încât la Europa FM a intrat sistemul de avarie. Da, după vreo 6 secunde de tăcere din partea președintelui, sistemul a crezut că a picat legătura și a băgat muzică. Ia să ascultăm. PSD-ul trebuie să dovedească că ce a promis face. Deci, domnul Iohannis, mai cu viață! Nu vedeți că nici robotul n-are răbdare? Aveți noroc că nu votează mașinile, că nu mai ieșeați președinte. Păi ele vor pe cineva mai hotărât, domne, mai plin de viață, care să vorbească mai cu suflet, așa. Ați avut noroc cu noi, românii, că suntem un popor mai cerebral și avem răbdare, deși... Acu e de înțeles de ce Iohannis ar mai vrea un mandat la Cotroceni. Păi ăsta e prea scurt, mă, 5 ani, treca gândul. Abia scos două vorbe și gata, mă, s-a terminat. Așa, în 10 ani, altceva, tati, ai și tu timp să legi o frază. Și acum să urmărim împreună obișnuita noastră rubrică despre România cheltuitoare de bani pentru armament. Nu, stați liniștiți. Nu se vorbește nimic la televizor, nu se discută nimic în societate. Sunt chestiuni care nu ne privesc pe noi, domne. Sunt deasupra noastră, da. Noi trebuie doar să mergem la vot ca să se spună că e democrație și apoi băieții își rezolvă treburile în liniște cu oricine ar fi la putere. Atenție! Iar la televizor discutăm de contracte de astea, de câteva mii de lei, trei pubele într-o comună, nu despre sute de milioane de euro date pe achiziționarea de arme. Vai, vai, și ce frumos e să strigăm noi toată ziua anticorupției, iar ei, ăștia care ne decid soarta, să-și vadă de treburi. Mă, mai rar așa proști ca noi. România a primit aprobări de anul trecut pentru a cumpăra 54 de sisteme HIMARS. Afacerea ar costa 1,25 de miliarde de dolari. În cazul corvetelor, Marina intenționează să cumpere 4 astfel de nave de luptă cu aproximativ 1,6 miliarde de euro. Deci 1,25 de miliarde plus 1,6 miliarde este egal... Aolo, mamă! 2,85 miliarde. Frumos, frumos. Ce-mi place este că avem un plan și ne ținem de el, da, frate? Am zis că dăm bani pe arme, păi chiar dăm. Adică planuri noi avem multe, cu spitale, cu autostrăzi, cu nebunii de astea, doar că acolo
Nu știu, mă, ce se întâmplă. Moare planul de tânăr, nu se face nimic, nu se găsesc bani. Dacă îmi vine vorba de arme, pac, planul funcționează perfect. Banul vine la timp, negocierile merg brici, nu sunt contestații, bă, nimic. De ce oare? Ce întrebări tâmpite pun și eu. Aici ar fi trebuit să funcționeze cel mai mare spital din vestul țării. Construcția, începută în anii 90, a fost abandonată din lipsa fondurilor. Numai în 2008, când Eugen Nicolescu promitea că va construi 28 de spitale, pentru astfel de studii, statul a plătit 40 de milioane de lei. În 2015, Nicolae Băniciu a anunțat că va construi 3 spitale regionale. Nu s-a ridicat niciunul. Dacă pentru repararea 35 de kilometri vom avea nevoie de 3 ani, pentru construcția de autostrăzi noi vom bate toate recordurile, promite ministrul transporturilor. În anul 2018 estimăm și suntem pregătiți să dăm în, să recepționăm minimum 156,79 km de autostrăzi. Da, domne, da, așa e, ne-am luat angajamente să dăm nu știu câți bani pe arme, pe dotări, bun, foarte bine, asta e. Dar cum naiba se face că doar banii ăștia se găsesc imediat la timp și totul merge șnur? Iar când vine vorba de toate celelalte proiecte, canci, nu se întâmplă nimic. E plin de întârzieri și de lucrări făcute de mântuială. A, nu, 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 nu ne răspundeți, Doamne ferește, nu. Chiar nu vrem să ne începem săptămâna mințiți cu seninătate. Mărș, mă. Formularul 600 îi pune pe drumuri nu doar pe românii care câștigă bani din activități independente. La fel au de umblat și ministrul de finanțe și șefa de la ANAF, care trebuie să ajungă săptămâna asta în Parlament și să dea explicații despre ce se întâmplă. Ce ați făcut mai acolo? Momentan nimeni nu înțelege nimic. Pare că ne uităm la un film care devine tot mai bizar, dar ne gândim că poate se întâmplă spre final ceva care lămurește situația. Aiure. Vreau pe ministrul Mișa la Finanțe să dea explicații legătură cu această ordonanță și de asemenea pe președintele, președinta ANAF, pe doamna Călugăreanu. În primul rând, toată nebunia cu formularul sufletului și trecerea cheltuielilor sociale de la angajator la angajat vine de nicăieri și nu folosește la nimic. Oamenii trebuie să facă niște drumuri în plus, statul încasează mai puțin bani și, chestie cu adevărat absurdă la o guvernare social-democrată, cel mai mult se lovește în oamenii cu venituri mici. Bă, voi sunteți stâmpiți! Cred că și-a dat seama cineva că ei sunt problema, domne. Da, din cauza lor România e o țară săracă. Pentru că ei sunt săraci, domne, cetățenii ăștia. Dacă ar face și săracii mai mulți bani, altfel ar sta țara noastră în statistici. Nu? Inteligenților de la putere. În tot cazul oameni deștepți, bă, nu proști ca voi. Și mai e o chestie absurdă legată de formularul 600. Pare că cine a gândit toată procedura asta nu știe cum funcționează oamenii. Adică se așteaptă cineva ca sute de mii de contribuabili să meargă la fiecare final de trimestru și să-și plătească din buzunar cheltuielile sociale uneori chiar în avans? Wow! Cred că cineva s-a uitat prea mult la filme cu contabili. Sau, și rămân pe varianta asta, pur și simplu este stâmpiți, mă. Potrivit noilor reglementări, la un venit de 1.900 de lei net, contribuabilul trebuie să achite circa 7.900 de lei în rate trimestriale. Și nu, nu e vorba doar de cozi, drumuri la ANAF și alte chestii birocratice. Uite, azi s-a blocat site-ul ANAF pentru că lumea a intrat să descarce acel blestemat de formular. Nu, problema e că mulți dintre cei plătiți pe drepturi de autor abia se ajung cu banii de la o lună la alta. E absurd să le cer să pună deoparte ca să aibă ce plăti la final de trimestru. Și nu e vorba aici de voință sau de educație, nu. Pur și simplu așa funcționează oamenii peste tot. Economiștii lumii au văzut că așa stau lucrurile și de-aia concep politici care țin cont de această realitate. Dacă vrei să aduni bani la buget, oprește, bă, taxele la sursă. Atât de simplu e. Altfel e ca și cum ai pune un om flămând să-ți păzească un copan de pui. Normal că o să-l mănânce, idiotule. De-aia e bine să nu îi-l arăți deloc. Mă rog, ideal ar fi să-i lași lui copanul. Dar să fim serioși, nu e PSD-ul acel partid care să facă ceva pentru săraci. Am discutat despre declarația 600. Am solicitat
ca pe 31 ianuarie, în prima ședință de guvern, să adopte ordonanță pentru amânarea termenului de depunere până la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca în perioada imediat următoare să meargă până la eliminarea declarației 600, s-a promovat și s-a comunicat foarte prost. Normal, eram sigur, problemă de comunicare, dar nu era clar. Vai, ce bine că am crezut în dumneavoastră, domnule Dragnea, în capacitatea dumneavoastră de a gestiona o asemenea situație, că doar de-aia sunteți prim-ministru, nu? Să luați aceste decizii importante. Alții au plecat pe fenta colegilor dumneavoastră din partid și au depus repede formularul 600. Când a venit contabila la mine, Dragoș, uite lista cu oamenii care trebuie să depună declarația 600. I-am zis, Doamnă, stați, doamnă, liniștită. Domnul Dragnea rezolvă porcăria asta făcută de tâmpiții aia din guvern. Aveți, doamnă, încredere în domnul Dragnea. Eu cred că în curând o să renunțăm cu totul la impozite. Da, o să ne dăm seama până la urmă că pur și simplu nu-s de noi taxele. Noi am încercat, dar n-a mers. Suntem prea proști ca să adunăm bani de la oameni într-un mod onest și transparent. Europarlamentarul PSD Cătălin Ivan povestește că Liviu Dragnea a oprit o ședință a partidului ca să se uite la Suleiman Magnificul. Mamă! Mi-l și imaginez pe Dragnea cu punga de popcorn și hamsterul relaxat așa picior peste picior. Iar povestea e și mai tare, să știți, da? Eu am înțeles că producătorii turci, când au oprit serialul, l-au oprit ca să se uite și ei la Liviu Dragnea, că rămăseseră fără idei. O să mă ocupe personal să văd dacă și cum, atunci când votează deputații, să fim siguri că votează oamenii și nu cartele. Vă mulțumesc mult! Discutăm tot timpul bărbătește, eu nu pot să discut femeiește. Eu vreau să recunosc, că spun cu inima deschisă și mi-asum, mie îmi plac femeile. Sunt foarte supărat, chiar foarte supărat. Da, Cătălin Ivan, pentru cei ce nu prea sunt la curent cu personajele, este un tânăr europarlamentar pesedist, fost purtător de cuvânt al partidului. Acum este într-un soi de opoziție pe acolo. La un moment dat au vrut chiar să-l dea afară din partid. Este din grupul tinerilor rebeli, vocali, care scriu pe Facebook și dau declarații contondente. Ivan povestește că atunci s-a distrat. I s-a părut amuzant ce a făcut Nelly Vache, dar între timp a realizat că nu e de râs, domne, că de fapt e vorba de lipsă de cultură. Lipsa de cultură poate crea monștri, spune el pe Facebook. Domnule Ivan, să știți că avem o mare problemă aici. Dumneata vrei să-l faci de râs pe Dragnea. Ok, sigur că e de râs, iar multă lume asta a și făcut. La ce audiențe avea însă acel serial, mă tem că i-ai mai ridicat puțin procentele prin partid și în rândurile alegătorilor. Ia uite, tanti Floarea, domnul Liviu e cu noi, e din popor, cu Suleiman, cu de-astea. Liviu, zicem așa că... Dragnea, credeți că ar face ceva? Așa cred. Și sunt sigur că Dragnea însuși va folosi cumva, cândva această istorioară. Până la urmă are chestii în comun cu Suleiman. Gândiți-vă de pildă că Suleiman era singurul care știa programul de guvernare al Imperiului, nu? Se leagă, domne, se leagă. Apropo, să știți că am făcut rost de câteva imagini surprinse de camerele de supraveghere de la sediul PSD. Veți vedea imediat în premieră mondială cum a decurs numirea doamnei Dăncilă pe postul de premier. Iată. Chiar mi se zice Ariu Sultanul? Chiar gördün mü? Sinirli miydi? Gördüm. Sinirliydi sanki. Bilmem ki. Anladı mı yoksa? Mahidevran Sultan söylemiş olmasın sultanım. Nilüfer, hünkârımın en sevdiği elbise meketir. Süleyman, beni görmek istemişsin. Hürrem, en çok hangi evladımı seviyorum biliyor musun?
Ben söyleyeyim. En çok Mustafa'mı seviyorum. Lakin o büyüyene kadar en çok Mehmet'imi seviyorum. Zira o daha çok küçük. En çok Mihrimah'ı seviyorum. Gözleri babasını ararken, şefkatime muhtaçken. Cihan Sultanı, kullarının koruyucusu, babaları, Adil Sultan Süleyman Han'ın kim olduğunu bilmeliler. Bu nasıl aşk Hürrem? Böyle yakıp yok etmek midir aşk? Nedir bunun sınırı? Kim? Sana ne anlattı Süleyman? Benim günahım yok. Ben prensese bir şey yapmadım. İstiyorlar ki bizim aşkımız bitsin. Ya ben de artık bitsin istiyorsam? Și acum să vedem ce au de spus românii despre mutarea asta cu tanti Vasilica Viorica la conducerea țării. Avem prima femeie prim-ministru. E evident că dânsa nu e pregătită pentru funcția asta. E suficient să o auzi vorbind. Dar întrebarea e alta. Suntem noi pregătiți pentru prima femeie prim-ministru? Vax populi. Domnul președinte, ați văzut, domnul Iohannis a desemnat prima femeie prim-ministru din istoria României. Da. Nu știu, cum vedeți lucrul ăsta? Mi se pare să o să descurce? Trebuie să mă uit acolo, nu? Nu, da? La mine. Oricum mă prinde. Da. Din punctul meu de vedere, poate fi și o soluție bună și n-are. O femeie prim-ministru. Da, de ce nu? Da. Ați văzut-o pe doamna Dăncilă? Pe la o cunosc, doar ce-am văzut. Ce părere v-a lăsat așa la prima? Nu plăcută. Nu plăcută. Dar nu mă deranjează să fiu o femeie. Am înțeles, dar nu plăcută, de ce spuneți? Doar ce am văzut, din recomandări, de la televizor. Ce părere aveți? Nu prea bună. Nu prea bună. Nu. Despre doamnă sau despre, așa, în general, despre o femeie în funcția asta? Dar nu femeie în funcția asta. Trebuie să fie bărbat, da? Totuși ar fi bine și o femeie, între atâția bărbați. Ce credeți că se va schimba dacă avem o femeie acolo în funcția asta? Poate s-ar schimba și guvernul și posibilitățile astea care sunt neajunsuri, E rău de tineret ăsta. Are, nu știu, o femeie calitățile necesare pentru funcția asta? Poate că da, poate că nu. De ce spuneți că poate fi o soluție bună? Pentru că chiar nu avem până acum o femeie în postura de prim-ministru, nu? Da. Așa, ea are un CV impresionat cât de cât în spate. Ați înțeles de ce l-a schimbat pe Tudose cu doamna Dăncilă? Că îndată n-am înțeles că e o zăpăceală și între ei. Eu o zăpăceală și între ei, te rog să mă crezi. Ce părere aveți despre doamna? Nici o părere, ce să mai... Ați văzut-o? Am văzut-o. Ce părere v-a lăsat așa? Se va descurca în funcția asta de prim-ministru? Nu prea cred. Nu credeți? Nu. De ce? Nu, ori e un bărbat, ori e o femeie. Ce să... Credeți că era mai potrivit un bărbat? Normal. Sunt niște opinii un pic, să spun așa, care o atacă cumva. Ea în postura de europarlamentar nu a făcut foarte bine pe acolo. Că era bună o femeie, dar altă femeie. Exact, exact. Aveți ceva în minte, așa, nu știu, o femeie care s-ar potrivi pentru funcția asta din România? Din păcate, cele care sunt capabile nu au loc de celelalte. Atât vă întreb la final, cât o să reziste doamna Dăncilă acolo? Atât cât își vor vedea interesele rezolvate. E bine că avem o femeie prim-ministru? Lăsați-mă că sunt sătulă să nu mai aud sub nicio formă nimic. Credeți că o femeie se va descurca în punct? Nu. Era mai bun un bărbat sau? Nu mai e bine nici bărbat, nici azi nimic. Încrederea a dispărut total. Suntem pregătiți pentru o femeie premier, prim-ministru? Da, sincer nu știu. Cred că da, de ce nu? Cum ați văzut-o așa pe doamna asta, Dăncilă? O doamnă de treabă. De treabă. Da. Credeți că o să facă ceva, o să facă treabă?
Da, depinde dacă e lăsată de, de ceilalți. PSD-ul avea, cred că, cel puțin 3-4 bărbați puternici, în ghilimele, care, prin urmare, eu cred că Drana, ce exul la tot, Drana îl comandă cumva, evident. A contat că e din zona lui de acolo. Asta a fost, dragii mei, ne vedem și mâine la aceeași oră aici pe TVR1. Reluare aveți mâine dimineață pe TVR1 la 6:05 și la 15:40 pe TVR2. Pe mine mă găsiți pe pătraru.ro, suntem pe Facebook la pagina Starea Nației. Rămâneți cu Ora de Știri și Mihai Rădulescu. Noapte bună!